Cialvio San și-a deschis ușile pentru pășcăneni. Dispune de o gamă variată de produse alimentare, nealimentare, detergenți și cosmetice, cât și lucruri de uz casnic, toate la preț rezonabil. Personalul magazinului vă va primi cu zâmbetul pe buze și vă va sta la dispoziție pentru orice nelămurire asupra produselor. Magazinul este situat pe strada Moldovei, la ieșirea din Pașcan, pe partea dreaptă spre Găștești. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria PVC Tomplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit. Vă așteptăm cu o gamă largă de produse la prețuri fără concurență. Vino în magazinele Lorimer și profită de cele mai bune oferte! Lorimer, comod și ieftin, aproape de casă. Moșule, moșule, unde găsesc cele mai frumoase jucării și cadouri pentru copilul meu? Ho, 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 la Ioana, supermarketul copiilor! Aici au oferte până și pentru mine. Păpușă Cătălina, 50 cm la numai 39 de lei. Camion basculantă, 60 cm la numai 49 de lei. Macara cu telecomandă, 60 de cm la numai 59 de lei. Iar în perioada 18-20 decembrie au reduceri de până la 50% la toate jocurile și jucăriile din magazin. Ăsta-i spiritul Crăciunului! Ho! Ho, ho! Femeile moderne sunt obișnuite să arate stilat în orice anotimp. Magazinul Reflex oferă maximul de calitate unui client prin haine, oferind garderoba perfectă, completă și sofisticată chiar și iarna. Asta deoarece hainele se aleg luând în considerare confortul și efectul termic al acestora. Descoperă oferta completă de haine de damă, rochi, blugi, fuste, pantaloni și nu numai în magazinul Reflex. Reflex, o garderobă de succes de calitate garantată. Show me all the places I've never known. It will change the night. Race all of these broken dreams in flight. And we'll fly. Bună seara, bun găsit la știri! RAGCL Pașcani anunță că facilitățile la plata debitelor sunt valabile până la data de 31 decembrie. Pășcănenii cu datorii la gaz sunt încurajați să le achite prin scutirea parțială sau chiar integrală a penalităților în cazul în care își plătesc datoriile. Sunt familii care au beneficiat deja de această facilitate, iar directorul RAGCL anunță că o pot face și ceilalți branșați la sistemul centralizat de energie termică. Pentru a veni în întâmpinarea cererilor pe care le-am primit de la clienții noștri, am decis ca până la sfârșitul anului, deci până la 31 decembrie,
Cei care doresc să-și achite integral debitele să beneficieze de reducerea integrală sau scutirea integrală a penalităților, sau în condițiile în care se face o eșalonare, aceste penalități pot fi reduse 25% respectiv 50% din valoarea lor. Facem acest lucru tocmai în ideea de a crește gradul, de a crește încasările, de a avea un grad de încasare mai mare și, în ultimul rând, să venim în întâmpinarea clienților, pentru că e o perioadă în care sunt, pe lângă datoriile din trecut, sunt și facturile curente. Bineînțeles că sunt astfel de clienți și pe această cale anunțăm clienții care doresc să-și achite datoriile că pot beneficia de reducerea integrală a penalităților la achitarea integrală a debitului. Cât despre datoria la furnizorul de gaz, Gelu Nedelcu precizează că aceasta a scăzut comparativ cu anul trecut. Datoria scadentă pe 15 decembrie 2016 este de 170.000 de lei, iar directorul regiei spune că va reuși să o achite. În același timp, pericolul sistării furnizării gazului metan este unul permanent, în condițiile în care regia nu își achită debitele. Sunt două vești, una bună și una, să spunem, mai puțin bună. Vestea bună e că datoria scadentă pe 15 decembrie, deci cumva săptămâna viitoare, e undeva la 170.000 de lei, deci foarte mică în comparație cu anii trecuți. Vestea proastă e că oricând ne poate paște, să spunem, posibilitatea asistării furnizării gazului metan în condițiile în care nu putem achita. Facem toate eforturile să achităm gazul metan pentru că e cea mai importantă componentă din activitatea noastră. Și, așa cum spuneam, colaborarea pe care avem cu compania actuală, furnizorul Gaz Sud, e o colaborare foarte bună. Nu am plătit penalități, nu am fost taxați cu penalități. Termenul de plată e 45 de zile, iar noi încercăm să ținem din scurt facturile. Așa cum spuneam, avem 170.000 de lei datorie, pe care probabil până săptămâna viitoare reușim să o achităm. Primăria Pașcani a dorit să caseze o parte din bunurile aflate în administrarea operatorului APA Vital, dar demersul a fost blocat de către membrii Consiliului Local. Pentru a corecta greșeala, edilul local a retras în ultimul moment proiectul de pe ordinea de zi. Valoarea totală a bunurilor propuse spre casare se ridică la aproximativ 390.000 de lei. Printre acestea găsim componente din stația de captare de la Moțca, sistemul de alimentare cu apă, stațiile de pompare a apei și de pe străzile grădiniței și 22 decembrie. Toate aceste bunuri sunt parte componentă a sistemului de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație de epurare modernizată prin măsura ISPA, pentru a cărei implementare municipiul a împrumutat 25 de milioane de euro. O parte din consilierii locale au sesizat acest aspect și au refuzat să aprobe proiectul inițiat de primar. Cele mai aprige discuții au avut loc în plenul Comisiei Juridice. De cealaltă parte, liberalii au atras atenția că legislativul local nu poate discuta un asemenea proiect atâta timp cât sistemul de alimentare cu apă și celelalte componente a lui au fost delegate către APA Vital, care are obligația să le înlocuiască. Sesizând greșeala, primarul Dumitru Pantazi a retras proiectul de pe ordinea de zi. El ar fi avut șanse minime să treacă, deoarece ar fi fost necesare 13 voturi pentru adoptarea lui, iar PSD are doar 10 voturi. Reamintim faptul că APA Vital refuză să achite redevența conform hotărârii Consiliului Local 88 din 2015, stabilită la nivelul ratei anuale a creditului rămas de rambursat de primărie către Banca Europeană de Dezvoltare și Investiții. În tot acest timp, șefii operatorului au dispus, fără votul Consiliului Local Pașcani, interconectarea sistemului de alimentare cu apă al municipiului cu unul din firele care alimentează Iașiul. Artiști naționali și internaționali vor cânta la Pașcani, iar spectacolul se anunță a fi unul cu casa închisă. Pe 20 decembrie, în municipiul nostru, va concerta faimosul artist italian Francesco Napoli, alături de artista Paula Selling și soprana pop operă Iana Novac. Pășcănenii nu se dezic și vor să participe în calitate de spectatori la unul dintre cele mai așteptate concerte ale anului. Asta dacă este să ne luăm după numărul de bilete vândute până acum. Toți iubitorii muzicii italiene și nu numai sunt așteptați la un concert extraordinar susținut în apropierea Crăciunului de Francesco Napoli, unul dintre cei mai apreciați artiști ai anilor 80.
Așa cum probabil majoritatea pășcănenilor știu deja, pe 20 decembrie, începând cu ora 19, vom avea spectacolul Magic Christmas aici la noi la Casa de Cultură, susținut de Francesco Napoli, Iana Novak, Paula Seling și acompaniați de Dios Pop Rock Symphony Orchestra. Din cele peste 300 de locuri cât percepe sala de spectacole, până acest moment peste 200 de pășcăneni și-au achiziționat deja biletele și, după spusele referentului instituției de cultură, în ultimele zile dinaintea spectacolului, sigur, biletele vor fi epuizate. Deja sunt vândute peste 200 de bilete, așa încât cu siguranță se va juca cu casa închisă. Prețul unui bilet pentru cei care vor să vină este de 60 de lei. Biletele se găsesc la mine în programul de funcționare al Casei de Cultură. Pentru rezervări și relații, vă rog să mă apelați cu toată încrederea la numărul 0726040408. În continuare, cei interesați de acest spectacol de magie și culoare artistică pot cumpăra bilete de la sediul Casei de Cultură. Un bărbat în vârstă de 41 de ani din comuna Cristești se află în arest preventiv pentru 15 zile, fiind acuzat de furt. Din informațiile furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Iași, bărbatul avea un mandat european de arestare emis de autoritățile germane. Iar Gelu R. a fost depistat în urma unei descinderi domiciliare în comuna Mădârjac. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au depistat, în urma unor descinderi domiciliare în comuna Mădârjac, un bărbat de 41 de ani din comuna Cristești, care era urmărit internațional. Pe numele bărbatului, autoritățile germane au emis un mandat european de arestare pentru comiterea de infracțiuni de furt pe teritoriul statului german în perioada iunie 2014-august 2015. Cel în cauză a fost prezentat Curții de Apel Iași, care a emis mandat de arestare preventivă pentru 15 zile până la finalizarea procedurilor de predare către autoritățile din Germania. Peste 350 de piese deosebite cu însemnătate istorică pentru regiunea Moldovei și nu numai pot fi vizitate la Muzeul Municipal, unde s-a deschis o expoziție permanentă. Muzeul a fost amenajat în fostul sediu al poliției locale, mai exact la parterul blocului Anele F3, vis-a-vis de protopopiatul Pașcani. Camera Gospodăriei Țărănești, Camera Ceramicii de Lespez, Camera Portului Popular, Camera Țesătoriei și Bucătăria Țărănească vă așteaptă cu mic, cu mare să le treceți pragul. Fiecare obiect pe care îl veți vedea are o poveste, iar în muzeu veți găsi persoana potrivită care să vă prezinte. Muzeul Municipal Pașcani, în strânsă colaborare cu partenerul nostru tradițional, l-aș numi aici pe primăria Pașcani, forul tutelar al muzeului, a deschis începând de săptămâna aceasta, de luni, expoziția de bază a muzeului. În cadrul acestei expoziții sunt cuprinse un număr de peste 350 de piese, reprezentând atât tradițiile și obiceiurile satului tradițional, cât și expuse un număr apreciabil de piese care erau țesute, ne referim aici la pânzeturi, la pânzeturi care erau folosite pentru costumele populare, piese care erau folosite în cadrul gospodăriei țărănești și nu în ultimul rând ar fi de remarcat și centrul de ceramică Lespez, un centru care din păcate a dispărut. Aș vrea pe această cale să mulțumesc tuturor colaboratorilor noștri din teren care ne-au sprijinit cu aceste minunate piese, oamenilor care ne-au donat aceste obiecte, atât oamenii din satele din apropierea zonei Pașcanului, cât și cei din suburbiile Pașcanului, și aș vrea la fel să mulțumesc inclusiv și celor din primărie, forurilor conducătoare care ne-au sprijinit întotdeauna și care ne-au ajutat și inclusiv cu acest spațiu. Dorința mea ar fi ca publicul larg pășcănean să vină, să vadă, să-și retrăiască într-un fel trecutul, intrarea este liberă și inclusiv aș cere acest lucru pentru domnii profesori, pentru domnii învățători, să vină cu copiii aici, cauți să vadă și eu spun că au inclusiv și ceea ce să vadă la fața locului. Expoziția este deschisă zilnic, de luni până vineri, de dimineață până la orele amiezii. Însă, dacă vor fi solicitări și mai târziu, programul poate fi prelungit.
Programul nostru este de lunea până vinerea, începând cu ora 8:30-9 până în orele 12:30-1, dar dacă sunt solicitări, bineînțeles că putem să stăm și o perioadă mai lungă de timp. Polițiștii au demarat acțiunea Pomul de Crăciun. În această perioadă, până pe 24 decembrie 2016, respectiv în ajunul Crăciunului, oamenii legii vor acționa în baza planului de acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale asociate din tăierea, transportul și comercializarea materialelor lemnoase și în special a pomilor de Crăciun. Având în vedere faptul că în luna decembrie se intensifică activitățile ilegale de tăiere, transport, prelucrare, procesare și comercializare a pomilor de Crăciun în piețe, târguri, oboare sau alte locuri de comercializare, anual se iau aceste măsuri menite să combată fenomenul. Poliția ieșeană a intensificat, premergător sărbătorilor de iarnă, acțiunile pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul tăierii, transportului și comercializării de materiale lemnoase și a pomilor de Crăciun. Echipele de control acționează în zonele și pe traseele vulnerabile, pe drumurile forestiere și pe drumurile publice, în zonele împădurite cu rășinoase și în piețe, târguri, oboare sau alte locuri de comercializare. Încălcarea legislației silvice, care reglementează expedierea transportului și comercializarea pomilor de Crăciun, constituie contravenții silvice, cuantumul amenzilor fiind cuprins între 5.000 și 10.000 de lei. Casa Municipală de Cultură investește în echipamente de sonorizare la scenă și instrumente pentru fanfara Trubadurii. Luna trecută, în Comisia Economică și apoi în plenul ședinței de Consiliu Local, conducerea instituției a prezentat lista obiectelor propuse pentru achiziționare la secțiunea Dezvoltare. Două boxe și trei instrumente pentru fanfara Casei de Cultură vor fi achiziționate în perioada următoare, la propunerea directoarei Daniela Calistru, cu aprobarea consilierilor locali. Numărul 22, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții ale Casei Municipale de Cultură în Mihaița Dodeanu Pașcan pe anul 2016. Vorba de niște instrumente pentru fanfare și pentru sonorizare. Deci noi să facem o sonorizare fixă la scenă, să câteva din elemente. Vreau să precizez grupa asta pentru că încă mai trebuie să cumpărăm ceva de fanfare. Aceste dotări ar urma să îmbunătățească calitatea sunetului în sala de spectacole pentru manifestările artistice și o mai bună performanță a fanfarei Trubadurii. Cheltuielile vor fi acoperite printr-un excedent din 2015 care au fost bugetați, adică bani pe care instituția îi are și îi va investi pe partea de dezvoltare. În sala de spectacol a Casei de Cultură Mihail Sadoveanu au loc sute de spectacole anual, organizate atât de instituție cât și de școli. Aici au loc balurile bobocilor și cursurile de absolvire la final de liceu. Situația locurilor de muncă din municipiul nostru variază de la săptămână la săptămână, iar pășcănenii analizează îndeaproape oferta în speranța de a fi angajați. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași a dat publicității lista cu locurile de muncă vacante în această săptămână. În listă există peste 120 de oportunități pentru meserii, cum ar fi cea de inginer producție sau inginer constructor, economist, director vânzări, contabil, vopsitor, electrician, șofer, sudor, agenți vânzări sau muncitori necalificați. Lista completă cu locurile de muncă o găsiți pe site-ul newspașcani.com. Puteți comenta sau dezbate știrile și pe site-ul nostru online www.newspașcani.com, cât și pe Facebook tot newspașcani.com. Dacă aveți o informație care poate deveni o știre, nu ezitați să ne contactați la numele de telefon afișate pe ecran. Știrile i-au sfârșit acum, vă doresc o seară cât mai frumoasă!
never known a world chase the night, race all of these broken dreams in flight, and we'll fly. Femeile moderne sunt obișnuite să arate stilat în orice anotimp. Magazinul Reflex oferă maximul de